Eu concep simplu că gălăgie înseamnă de obicei ceva deranjat. Nu vrei să tacă unii când fac gălăgie. Noi încercăm să facem o gălăgie organizată cu 7 licee din Alba, care să fie în competiție, dar în același timp să fie uniți. Conceptul nostru se cheamă Marea Gălăgie de la Alba Iulia. Reunim orașul prin licee. Să ai loc o paradă vineri sau... Încercăm să pregătim o paradă și asta e ediția numărul 1. Asta e lecția numărul 1, unde trebuie să învățăm tot să facem aceleași lucruri ca să putem să facem o paradă. După care fiecare își găsește un loc în cetate unde exersează împreună cu capitanul de echipă. Uite, avem pe Ada aici, care e șefă de echipă, Liviu Teodorescu și așa mai departe. Și încercăm să îi și, nu știu, formăm ca echipă individuală, să poată să-și creeze singur niște, nu știu cum să le zic, cum se cheamă? Stai, așa, le iau, stai așa că le iau pe asta.